Bună ziua, dragi prieteni din Balanță! Haideți să facem pentru dumneavoastră, pentru octombrie, etalare I Ching, să vedem ce vor să ne spună cărțile despre Balanță, da? Nu o să mă uit pentru o temă specială, doar ce vor ele să ne arate. Pentru Balanțe. Prima carte reprezintă prezentul, a doua reprezintă viitorul. Bun. Baza și linia 6 a ieșit pentru Balanță. Prima carte arată ceva ce cade, ce rămâne în urmă, ce ori susțineți pe cineva sau primiți susținere de la cineva, trebuie să determinați ce vreți să primiți, cât vreți să dați și cât vreți să primiți. Dacă dați prea mult sau primiți prea mult, atunci relația se va strica cu acea persoană sau relația de serviciu sau ce aveți dumneavoastră. Trebuie să dați și să primiți și să aveți grijă să rămână în balanță pentru dumneavoastră. Trebuie să vă faceți scopurile mai ample, mai mari și să le umpleți de valoare. Apoi veți găsi ajutor într-o mână care vă va ajuta, da? Într-o mână ajutătoare, în cineva de încredere. Ideile dumneavoastră pentru o nouă fază în viața dumneavoastră vor fi foarte bune, foarte de ajutor, vor fi de ajutor, da? Și veți culege roade bogate, da? Da, deci această scădere este naturală. Veți avea timpuri grele sau aveți acum în prezent și aveți o postură care vă ajută foarte mult. Alte părți din viața dumneavoastră sunt atinse de această scădere. Să nu pierdeți, să nu vă pierdeți din vedere realitatea, da? Următoarea carte este exact 42, a doua arată că veți crește apoi. Deci scăderea în prezent, dar creștere în viitor, da? Haideți să vă explic. Prima arată să vă folosiți puterea de creștere ca să puteți atinge scopurile dumneavoastră. Aveți scopuri mari, da? Să vă atingeți marile scopuri, spune. Și intențiile dumneavoastră sunt bune. Cuvintele dumneavoastră sunt adevărate, deci fără minciună, și faptele sunt clare, fără ascunzișuri, fără minciună, și veți avea succes. Vă vor fi recunoscute faptele dumneavoastră bune. Acum vă gândiți doar la dumneavoastră, este un moment în care nu vă mai gândiți la ceilalți, vă gândiți doar la bunăstarea dumneavoastră, dacă mergeți tot așa, și spune că veți pierde din influență și
veți încheia o, cum să spun, o concurență cu cineva, da? O nouă energie arată care vă ajută să vă dezvoltați în interior, și vă ajută să ajungeți într-o poziție puternică. Va duce mai multă libertate pentru dumneavoastră. Apoi, Universul vă va da multe, multe șanse, mult, mult, mult bine, da, în viața dumneavoastră. Bun. Veți fi mulțumiți oricum. Este o creștere în viitorul dumneavoastră. Cam asta a fost pentru balanță. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.